progres și dezvoltare prin cercetare și inovare postdoctorală în inginerie și științe aplicate, pe scurt PRIDE, un proiect demarat de Universitatea Ștefan cel Mare Suceava și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, prin care schimbările structurale propuse în cadrul acesteia urmăresc crearea unui sistem de studii postdoctorale viabil pe termen lung, care să fie atractiv pentru tinerii cercetători și competitiv pe plan internațional. Ca beneficii colaterale ar putea fi, am menționat, asigurarea locurilor de muncă în cercetare. Ei sunt retribuiți corespunzător pe perioada celor 30 și ceva de luni în care sunt în școală. Au o retribuție de 4.000 de lei pe lună. Și un al doilea beneficiu esențial, creșterea numărului de participanți la activități de formare continuă avansată. În acest proiect sunt încadrați un număr total de 40 de cercetători postdoctorali, din care 29 sunt ai Universității Sucevene, iar 11 din Cluj. Până acum, sucevenii au prezentat 23 de lucrări științifice la diverse manifestări cu specific și au publicat 27 de astfel de lucrări în reviste de specialitate.